Dacă din cer gloata cea mare cântă într-una glorie mielului, de ce când vine vorba de congregația care repetă anumite versuri, devine una greșită? Sau devine ceva greșit? Păi... răspund. Deci, nu e o problemă ca să ai o repetiție în cântare, da? De exemplu, foarte multe cântări și chiar și în psalm, de exemplu, există o repetiție. Să nu cumva să cădem în eroarea, să credem că, și de aici mulți au intrat în groaza aia despre care vorbea Andrei. A, eu un infinit de timp voi sta și voi spune aceeași frază în cer. Nu, mai citește și în alte părți în Biblie să vezi că acolo se arată un episod din închinarea din cer. Un episod din tot ceea ce se va petrece și din tot ceea ce urmează ca să vină, da? Ca tare, nu fim absurd. Evident că în cer nu se va repeta doar aceeași frază. Nu, repetiția nu e problemă. Problema e că în cele mai multe biserici e doar repetiție a două sau trei fraze și doar atât. Da? În cer mai era ceva. Chiar și în incidentul ăla unde e un moment de repetiție, de reafirmare continuă a unor adevăruri. Era Dumnezeu. Da? Deci să fim cuminți la cap și să nu... vinim cu tot felul de idei din astea absurde. Nu e nicio problemă să repeți un refren, da? Nu e nicio problemă să repeți o frază. Problema e dacă doar asta faci. Și faci asta și eviți sau omiți toate celelalte lucruri și nu este din belșug prezent cuvântul lui Dumnezeu acolo, prin care îl cunoaștem pe Dumnezeu. Bine, repetatul ăsta astăzi a devenit un stil. Este un stil în sine repetatul. Aproape o doctrină. Să repeți. Da? Pe lângă ce a spus Mihai, eu cred că e o diferență între modul în care noi suntem acum pe pământ și trăim lucrurile și felul în care vom fi în cer. Da? Eu dacă repet acum de mai multe ori, încep să vorbesc în limbi. Dacă mi se plimbă limba în gură, dacă mă pun să repet în continuu, în limbi, în ghilimele de rigoare, dar să fie clar pentru toți, ghilimele de rigoare, da? Am o anumită structură a personalității mele. Sunt un om așa cum sunt acum. Nu sunt proslăvit, nu sunt desăvârșit, da? Dar, cum se spunea deja, nu înseamnă acolo că ei repetau. Nu mă făceau, repetau o frază în continuu, până nu mai puteau, da? Și problema astăzi e cu... scoate, de exemplu, asta ar fi un test, scoate fondul muzical și pune-i să repete, să vezi dacă mai vor. Scoate muzica și pune-i să repete. Cât o repeta? 7 minute. Spune-i să repete, să vezi dacă nu se plictisesc, după a doua repetiție s-o plictisit. Ei nu repetă pentru că au un impact, cuvintele alea, măreția lui Dumnezeu are un impact asupra lor, da? Mântuirea pe care Dumnezeu a făcut-o în viața lor are un impact asupra lor. Până la urmă depinde de voința lor și nu chiar așa măreață lucrarea. Și nu, scoate muzica. Ei repete pentru că muzica e faină. Și a intrat pe un ritm ăsta și tot pui să repeți. Repeți. Scoate muzica, să vezi dacă mai repetă. Deci eu cred că este evident. Deja lucrul ăsta este evidențiat pentru că la un moment dat nu se mai repetă nici cuvinte. Se repetă doar eu întotdeauna îmi puneam întrebările dacă urle, aurile și astea repetate sunt scrise pe partitură sau nu. Adică, dacă fac repetiții pentru ele. Da, se fac. Eu știu că se fac repetiții. Okay. Am, de exemplu, în state, am prieteni care sunt lideri de worship și așa mai departe și ei au urle și aurile repetate, cronometrate, frate. Deci ei au un ceas. Cel de la partea de tehnologizare, de sonorizare, ăla cronometrează fiecare secvență, știi? Free worship, lăsați-mă în pace, că știu eu cum se face free worship. Se face cu o săptămână de repetiție, cu oameni plătiți full time, da? Care știu exact cum se declanșează fumul, care știu exact cum se declanșează luminile și care știu exact câte uși și auri vor fi repetate în sesiunea aia de 14 minute de free worship. Deci nu spuneți lucrul ăsta la un necunoscător. Deci nu mă luați cu din astea. Nu-i free worship, e worship la cronometru. Da? Deci nu are rost ca să... Și efectul dorit, nu e efectul dorit că se repetă un adevăr biblic. Se poate repera U și A, se poate tot repeta. Și același efect. Încearcă tu acasă dacă vrei. Mai bine nu încerca, că sunt practici oculte. Dar dacă chiar vrei, da? Pune-te așa și înceapă și fă U-A 15 minute. Și o să vezi că o să ai niște senzații. Da? Nu contează dacă zici Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul sau dacă zici sânge, 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 cum zic carismaticii, da? Efectul e cam același. Pentecostale. Nu știu ce zic carismatici. Carismatici, whatever. În fine. Foc, foc sau ce repetiția respectivă obsesivă fără conținut teologic are scopul de a induce o stare și induce până la urmă o stare. E o practică ocultă. Să nu confundăm asta cu o secvență din cer unde se repetă, se afirmă
atributele lui Dumnezeu. Și adevăruri doctrinare, da, dogmatice, să fie foarte clar. Acum, sper să nu se supere un frate din adunare la noi, o să dau exemplu, dar nu o să spun cine, știi? Când era în lucrările nereditoare al Întunericului, adică când nu era în adunare la noi, practicând tipul ăsta de închinare, de țipat și de strigat, de repetat în continuu, s-a gândit odată să repete și să practice lucrul ăsta fără să spună cuvinte. Să spună obișnuit, să spună ceva, da? Pur și simplu s-a pus să țipe, să urle înaintea Domnului, da? Și a avut exact același sentiment pe care îl avea când spunea lucruri pe care le înțelegea, da? Și mulți dintre noi am trecut prin chestiile astea. Numai că unii dintre noi suntem suficient de sinceri să recunoaștem. Noi am același sentiment când fac lucrul ăsta, ascult o muzică păgână sau când ascult o muzică creștină. Am aceleași stări emoționale, creează același lucru în mine. Nu este Duhul Sfânt. Amin. Nu este Duhul Sfânt. Nu te, dacă nu te înșela dacă singur. Dacă vă place muzica contemporană, istoria muzicii și vreți să vă uitați la fenomenul worship-ului contemporan, da? Praise and worship, știți cine a inventat? Nu e inventat de creștini, e inventat de YouTube, de Bano. El a luat stilul ăla gen carismatic care a început, l-a pus în mainstream, ascultă câteva piese de la YouTube, așa ca și muzică laică, e fenomenală. Melodiile, armoniile care se folosesc, construcția, clădirea muzicală, e identică. L-ai putea cânta în orice biserică contemporană și toată lumea să zică aleluia, da? Deci, in the name of love. Fantastică piesa și versurile sunt fantastice, da? Și oamenii au văzut că muzica asta laică, care are anumite chestii care în ea, anumite construcții muzicale, anumite repetiții, o cadență, un ritm, da? Induce anumite stări și a adoptat-o. Dar pe noi nu ne interesează ca să inducem stări. Pe noi ne interesează ca omul să se confrunte, să se întâlnească cu Dumnezeu. Și Biblia ne arată că te întâlnești cu Dumnezeu prin cuvântul Său. Îl vedem prin cuvânt. Ne întâlnim prin cuvânt, da? Dacă un copil este un mic păgân, de ce să mai vină la închinare? Că oricum este, nu este primită închinarea lui. Să se pocăiască. Dacă este primită închinarea lui, de ce nu poate să conducă închinarea? Este... Mihai are chiar două mesaje, cel puțin ultimul a fost extraordinar de bun. Celălalt nu știu dacă l-am ascultat, cred că a fost înainte să vin aici. Pe rolul prezenței, de ce trebuie să fie copiii prezenți la închinare? Care întrebarea asta sună așa, ca un fel de hipercalvinism, se naște dintr-o convingere hipercalvinistă, părerea mea, deși poate să fie pusă de un arminian și este pusă deseori de arminieni. De ce să mai vine copii? Ăsta este, eu când proclam cuvântul, eu știu că cuvântul va fi folosit de Dumnezeu să nască din nou, să sfințească. Eu nu știu când Dumnezeu va face lucrul ăsta. Da? Și este un lucru fantastic, copiii mei să aibă posibilitatea să fie expuși cuvântul lui Dumnezeu în fiecare duminică, în fiecare zi. Este extraordinar. Dar are un scop pedagogic, el învață despre Dumnezeu căruia ne închinăm, el învață, învață despre atributele lui Dumnezeu, da? Și are scop pedagogic și evanghelistic. Eu știu, până la un punct, el nu e născut din nou, dovedește că nu este născut din nou. Dar pentru el închinarea are un scop evanghelistic, da? Se predică prin cântare, prin rugăciune, prin cuvântul lui Dumnezeu predicat, da? Este o diferență, de exemplu, cineva îi spunea lui James White, un presbiterian spunea, voi de ce vă aduceți copiii la închinare? Zice că ăla nu crede în Dumnezeu, ăla nu este născut din nou. Zice, ai putea să te rogi cu un musulman? El zice, nu. Păi putea să te rogi cu copilul tău? Că și copilul tău nu e născut din nou la fel ca musulmanul ăla. Diferența este una foarte mare. Copilul meu n-a făcut o mărturisire credibilă anti-Dumnezeu, că el se închină lui Allah. Da? Dacă îl întrebi pe copilul meu, tu crezi în Domnul Iisus? Vi le iau acum și îl întreb. El spune, da. Ce a făcut Domnul Iisus pentru tine? A murit pentru păcatele mele la crucea de la Golgota. Că aude asta în fiecare zi în adunare. Eu nu știu cât de credibilă e mărturia lui, care 3 ani jumate. Dar vreau ca lucrul ăsta să fie realitate în viața lui. Și când copilul meu va demonstra că nu este născut din nou și nu trăiește vrednic de mărturisirea pe care o face, eu îl voi confrunta ca tată. Pentru că nu vreau să duc în iad copilul meu. Eu îi voi spune deschis. Tu nu ai o mărturie credibilă. Ce faci tu contrazice ce spui tu. Dar eu cred că eu dintotdeauna am crezut că tine. Eu nu cred ce spun ereticii. Tu nu demonstrezi ce crezi tu. Și îl voi confrunta și voi spune lucrul ăsta deschis. Dar nu pot să spun lucrul ăsta acum când eu nu pot să analizez viața lui. Dar nu-i credibil ce spune el. Eu nu pot să... Eu mă las pe mâna lui Dumnezeu. Dumnezeu mi-a spus să-i aduc în locul ăsta, mi-a spus să-i spun cuvântul lui și cred că Dumnezeu, prin suveranitatea lui, va lucra în viața lor. Și același, aduci pe vecinul tău la biserică, da? Care e necredincios. Ce faci? Nu cânta, că tu nu ești credincios. Nu. Da, exact. Adică eu când mă urc la amvon și fac chemarea la închinare și spun că Dumnezeu îi poruncește ca să laude pe Dumnezeu, păi nu mă interesează că în inima lui el spune, păi eu nu cred în Dumnezeu. Nici nu prea contează. Porunca e aceeași, da? Eu îți poruncesc ca să lauzi pe Dumnezeul care te-a creat.
Da? Și mă bazez pe puterea cuvântului, pe lucrarea Duhului Sfânt și pe promisiunea lui Dumnezeu, că atunci când Dumnezeu în mod suveran vrea să aducă la viață, prin cuvântul lui va aduce la viață. Și omul acela care a venit păgân și a venit ateu și a venit agnostic, da? Se va trezi spiritual vorbind viu și va lăuda pe Dumnezeu. Deci atunci ce să zic? Nu-l aduc pe vecinul tău la biserică că el n-are cum să laude pe Dumnezeu? Sau l-a dus și tu care l-ai adus îi spui, tu n-ai voie să lauzi pe Dumnezeu că tu nu ești împăcat cu Dumnezeu, Dumnezeu nu primește închinarea ta. Ce îi spui? Nu? Sau el să asculte cuvântul lui Dumnezeu, el ascultă cuvântul lui Dumnezeu în momentele alea într-o stare de necredință. El într-o stare de necredință, el bajocorește pe Dumnezeu. El ascultă, el nu crede. Ce predici tu? Ce spui? Mă, nu mai asculta cuvântul lui Dumnezeu că tu păcătuiești acum. Nu e absurd, alea sunt metodele Harului. Așa va fi întors la Dumnezeu. Da? Așa va fi întors la Dumnezeu, prin metodele alea. În Matei 21 ne sunt prezentați niște copii care laudă pe Iisus în templu. Conducătorii templului erau mâniați la auzul copiilor, dar Iisus întărește lauda lor. Da, noi nu ne mâniem la cântarea copiilor. Asta e un răspuns. Deci noi nu ne mâniem și spunem, nu cânta. Calvin, de ce cânti? Calvin al meu, da? De ce cânti? Nu. Eu mă bucur să cânte, vreau să cânte, să laude pe Dumnezeu. Probabil că închinarea lui, la capacitatea lui de a înțelege lucrurile, de multe ori mai curată decât a mea. Nu știu, îmi spun, el nu e născut din nou. Nu știu dacă e născut din nou, Dumnezeu știe ce face în viața lui. Dar eu nu-l opresc, eu nu mă mâni. Eu mă bucur că este în adunare, eu mă bucur că învață cuvântul lui Dumnezeu, eu mă bucur că se roagă, eu mă bucur că... Deci eu nu sunt fariseu, apropo. Dar eu nu am cunoașterea Domnului Iisus Hristos să spun, copiii aceștia sunt mântuiți, copiii aceștia sunt regenerați, să vină la mine, să-i binecuvântez, să le dau un har special, eu sunt Fiul lui Dumnezeu, eu pot să fac lucrul ăsta acum, live, da? Eu nu sunt, deci nu sunt Mesia, vă asigur, întrebați-o pe nevastă. N-am cunoașterea Lui, n-am puterea Lui, n-am harul Lui, dar fac ca Domnul Iisus. Fac ce pot să fac ca Domnul Iisus și încurajez. Încurajez copiii să fie expuși metodelor. La urmă totul pornește de la de unde pornești cu premiza e posibilă închinarea adevărată înaintea lui Dumnezeu cu sau fără credință. Da? Aici. Nimeni, de nicio nuanță doctrinară cu capul întreg, ar spune că ar trebui să oprim pe oameni care participă la o slujbă să cânte laude la adresa lui Dumnezeu sau să asculte o predică. Nu asculta predica, care e un act de închinare, da? Să asculți cuvântul lui Dumnezeu, să fie foarte clar, e un act de închinare. Nimeni ar spune așa ceva. Doar că precizăm și știm că fără credință, toate lucrurile acestea nu sunt primite înaintea lui Dumnezeu. Atât. Fără credință este cu neputință să fii plăcut înaintea lui Dumnezeu. Noi încurajăm, nu încurajăm. Poruncim oamenilor să facă lucrurile astea. La fel cum, noi nu avem problemă cu paradoxurile care pentru noi sunt aparente paradoxuri, pentru Dumnezeu nu e nicio problemă. Să poruncim unui om mort în păcatele lui să creadă. Nu avem nicio problemă cu asta. Da? Pentru că noi credem că Dumnezeu prin porunca lui suverană aduce oameni la viață. Amin. Deci e o chestie simplă. E o problemă de categorie. E o problemă de premize de la care pornești. Dacă pornești de la premiza corectă, înțelegi că deseori poruncești oamenilor sau îi pui pe oameni să facă lucruri care ei de fapt nu le pot face. Până când s-a îndurat Dumnezeu de ei. Și când s-a îndurat Dumnezeu de ei, atunci lucrurile alea au valoare și este datorită ceea ce Dumnezeu a făcut pentru ei, nu datorită ceea ce ei fac. Da? Deci vorbim din două perspective total diferite. De aceea pentru cei mai mulți care ascultă asemenea expuneri, este ilogic ceea ce spune, da? Pentru că ei pornesc de la niște presupoziții total false și nebiblice. Apropo de evenimentul ăla, aici depinde, cred că e important să facem așa un comentariu scurt hermeneutic. Cum abordezi închinarea bisericii? Te uiți ce s-a întâmplat într-un eveniment unic din viața Domnului Iisus Hristos când a intrat în Ierusalim sau când, da? Te uiți în evenimentul ăla și zici, extrag de aici tiparul pentru închinare în biserică. Vom face un cor de copii care vor conduce până în vecii vecilor închinarea în adunarea noastră. Sau, spui, aici nici măcar nu era formată biserica, nu era coborât Duhul Sfânt, nu era dată învățătura, da? Nu erau învățați oamenii care constituiau biserica cum să se închine lui Dumnezeu în noul legământ, decât niște principii largi pe care le vedem expuse și de Domnul Iisus Hristos. Așa că mă duc la epistolele care sunt scrise de apostolii și profeții Noului Testament, Noului Legământ, care sunt temelia adunării și o să iau de la ei ce spun ei despre ce trebuie să facă în adunare. Da? Deci este o abordare hermeneutică. Domnul Iisus Hristos, până la coborârea Duhului Sfânt și apostolii, au fost într-o perioadă de tranziție. De la trecerea din vechiul legământ la noul legământ, unde se schimbă niște texte lucruri. Texte prescriptive, adică texte doctrinare versus texte descriptive, da? Deci acolo s-a descris un eveniment unic care s-a întâmplat în istorie și uite ce s-a întâmplat, da?
versus, și nici n-are nicio legătură cu ce Andrei cu biserica și așa, versus texte în care hai să te învăț, Timotei, cum să te comporți în casa Domnului. Hai să vă învăț celor de la Colose cum să vă închinați, da? Sunt două chestii total diferite. Bine, ai trei pasaje clasice care vorbesc despre copii. Ce să faci cu copiii? Efeseni, da? Unde spune ce să facă robii, părinții, copiii, Efeseni, Coloseni, un pasaj paralel, și 1 Petru, capitolul 5, dacă nu mă înșel, unde spune ce să facă tinerii. Și de fiecare dată le spune, copii, ascultați, nu zice să conducă închinarea, ascultați de părinții voștri în Domnul, să stabilește cadrul în care ei trebuie să asculte. Nu zice că ascultați de liderul de tineret, ascultați, nu, ascultați de părinții voștri în Domnul. Părinții ce să facă? Ei să-și crească copiii. Asta este poruncă biblică. Asta e mandatul. Eu nu mă mișc de acolo, pot să spună cine, orice ar spune și ce argumente ar aduce el. Că funcționa nu știu ce, nu știu unde. Nu mă interesează. Asta spune Coloseni. Când ajungem Petru, spune același lucru și el scrie către toate bisericile împrăștiate. Petru. Și spune tinerilor, conduceți închinarea puțin mai evlavios. Nu vă mai duceți cu muzica contemporană în adunare. Că bătrânii le asurziți urechile, le spargeți timpanile ăștia înainte de vreme cu muzica rock. Nu le spune asta. Supuneți-vă celor bătrâni. Nu le spune să conducă nimica. Le spune să se supună, nu să conducă. Să se supună, să asculte. Ei în perioada asta trebuie să învețe. Nu trebuie să învețe pe nimeni nimic. Ei trebuie să învețe. Asta trebuie să facă ei în perioada asta. Nu trebuie să dea lecții la absolut nimeni. Biblia arată, cei care conduc, cârmuiesc în biserică, trebuie să fie oameni maturi, care nu sunt întorși de curând la Dumnezeu, și dacă ar fi întorși la Dumnezeu până n-au o mărturie credibilă și nu sunt maturi, nu-i aruncă, spune, ca să cadă în cursa diavolului. Eu nu vreau copiii mei să cadă în cursa diavolului și nu o să îi împing acolo nici dacă sunt născuți din nou, până nu sunt maturi și nu au o mărturie credibilă. Să fie clar. Dacă prin cântare se transmite o învățătură, de ce nu este permis ca unei singure persoane să dea învățătură prin cântare, referindu-se la solo? Prin cântare se și transmite învățătură, da? Este o valență a cântării, nu este singurul scop al cântării. Da? Deci asta aici din nou trebuie să fie foarte clar. Cântarea este un act didactic, dar nu este doar un act didactic. Doxologic. Da, doxologic. Deci, ca tare, întrebarea e nonsens. Întrebarea ia o singură valență a cântării și spune... Dacă prin cântare se și dă învățătură, de ce nu poate o singură persoană să doar dea învățătură? Pentru că atunci ar trebui să țină o predică doar, dacă vrea doar să dea învățătură, să zicem, sau să citească un text sau ceva de genul. Și nici ele au mai multe valențe. Și dacă ar fi cazul, că asta îi, oricum îmi place că, dacă pornim la premiza că persoana asta recunoaște că prin cântare se dă învățătură, atunci întrebarea îi, solistul ăla este calificat să dea învățătură? Are calificările de învățător? Da? Ești dispus să te supunem ca și solist la aceleași calificări ca și la un presbiter? Ești dispus să vedem dacă ești apt să dai învățătură? Păi nu, nu, frate, eu ieri m-am botezat și n-am habar ce se întâmplă cu Scriptura, dar eu am un solo. Sau nici nu-s botezat. Atunci nu ești apt să dai învățătură, da? Da, deci prin cântare să dă și învățătură, dar nu este singura valență. Există o multitudine de lucruri care se întâmplă și, din nou, pentru că este clar din Biblie și cum ne-a arătat fratele Andrei, este clar și din punct de vedere prescriptiv și din punct de vedere descriptiv, atunci când vedem actele de închinare, că ele sunt congregaționale. Da? Deci nu ai rezolvat absolut nimic zicând dacă se poate da învățătură prin cântare, de ce nu poți să fac solo? Ai amestecat categoriile. Deci eu nu înțeleg nu pentru cine a întrebat. Eu mă bucur că se pun întrebări să se lămurească lucruri. Ne bucurăm de orice argument contrar ca să judecăm împreună. Dar eu nu pot să înțeleg la propriu de unde este dorința asta. Vreau numai eu să cânt. De ce? Deci de ce ai vrea numai tu să cânt? De ce n-ai vrea să cânti cu noi? Care este problema, da? Plus că săturat de mafia asta și evaziunea asta fiscală făcută cu muzica pocăiților. Deci mi-e scârbă de ea. Da? Deci care scot pe bandă rulantă. Deci tu nici n-ai apucat să mănânci și să îți îmbraci prunce, să duci la școală. Ăștia au mai scos un album, au mai scos o piesă. Îi pus acolo, găsiți pe aia, tunzi pe aia, numai $2, numai... Faceți ce vreți cu ele. Da, e păcatul tău că plătești. La ce se referă îndemnul din sal, cântați o cântare nouă? Să cânți o cântare nouă, nu? Da, deci nu. Da, acum, vedeți, iarăși din nou, dacă te duci la Vechiul Testament și impui modelul unei teocrații, unei viața civilă, socială, economică, familială, religioasă, erau interpuse la un moment dat, da? Ei erau ca nație, toată nația trebuia să facă ce spunea Dumnezeu, da? Ei aveau dansuri, aveau sărbători, aveau jocuri,
care, în care ei pe stradă lăudau pe Dumnezeu, tot poporul, da? Erau combinate lucrurile. Noi nu suntem teocrație. Noi suntem o nație care suntem conduși direct de Dumnezeu și putem să îmbinăm lucrurile astea, da? Și să-i impui acolo, așa, da, într-adevăr, uite, David a dansat înaintea Domnului și s-a și dezgolit puțin. De ce să nu dansăm înaintea Domnului? Pentru că nu ești împăratul David, nu ești într-o teocrație, nu ai niciun chivot pe acolo, nu ești îmbrăcat ca David. Da, și atunci ajungi să faci ca o biserică în America unde toți vin acolo și se îmbracă ca în grădina Edenului înainte de cădere. La propriu, serios, deci ajungi la lucrul ăsta, pentru că el a dansat, nu, el a dat un model. Și el n-a spus niciodată, faceți toți așa ca mine, eu nu zic să nu cânți o cântare nouă, eu nu zic nici să nu faci un concert. Dar momentul de închinare a adunării nu este concertul tău, să fie foarte clar. Vrei să facem luni un concert? Facem un concert. Ai compus niște cântări? Ai înțeles cuvântul lui Dumnezeu? Ai o doctrină bună? Vrei să compui cântări care să fie ascultate acasă când mergem cu mașina la un foc de tabără? Dă-i drumul, nicio problemă. Poate te și susținem în treaba asta dacă sunt cântări. Ok, asta este una. Compune câte cântări vrei tu noi. Nimeni nu o să te disciplineze. Da? Deci absolut nimeni. Pune-le pe YouTube, fă ce vrei cu ele. Asta e una. Și alta e să vii să spui, dar am compus o cântare nouă pe care vreau să o cânt acum în fața voastră. Voi tăceți, chiar dacă ați învățat o data viitoare, tot numai eu vreau să o cânt. Asta e ceva diferit. Da, și da? Imnologia bisericii, acum există anumite facțiuni a creștinismului, de exemplu, care adoptă ideea că imnologia trebuie să fie exclusiv din salm, da? Uh-huh. Deci sunt care adoptă poziția asta. Și într-un fel, nu știu, respect, da? Sincer, câteodată și mie îmi vine să zic, ar fi mai simplu, dar în contextul nostru e foarte greu, pentru că nu avem, în alte contexte, psalmii aproape toți sunt deja pus pe note, da? Și există psalter, adică un psalmodie, o iei și ea este cu note, cu tot, carte de cântări a psalmilor pe note, ar fi ușor. Și atunci sigur n-ai dat greș, da? Dar imnologia bisericii de-a lungul istoriei este în creștere. N-ar fi nicio problemă. Dacă eu, de exemplu, vreau să mă duc și să scriu niște versuri, eu ca prezbiter, ca pastorul bisericii, dacă aș avea și inclinația asta de a scrie versuri, și versurile acelea ar fi biblice, doctrinare, ancorate în cuvântul lui Dumnezeu, da? Ar aduce adevăruri biblice în fața adunării și le-aș putea pune pe muzică, pe melodie și zic, uite, frate, hai să învățăm cântarea asta, să o introducem în imnologia noastră. N-ar fi absolut nicio problemă. Corect. Oameni mari lui Dumnezeu au făcut lucrul acesta. Luther a compus imnul, da? Și alții. Și există cântări noi în biserică. Nu e asta problema. Problema e dacă cântările alea au caracterul necesar. Sunt bogate de cuvântul lui Dumnezeu și sunt cântate, sunt aplicate de congregație, de trupul lui Hristos adunat la oaltă sau nu. Deci ideea, ce cu să cântăm o cântare nouă? Sigur. Cât timp cântarea aia este după cuvântul lui Dumnezeu. Să cântăm foarte multe cântări noi. Problema e că toate cântările noi care ies pe bandă rulantă nu prea însă, cam nu prea conțin foarte mult cuvânt. Asta e problema. Noi nu avem problemă că să nu fie cântări noi. Eu m-aș bucura să iasă imnuri creștine bogate în doctrină și în cuvântul lui Dumnezeu care să le putem cânta. Categoric. Mi-ar face cea mai mare plăcere. Noul Testament folosește verbe la plural pentru a ne chema la închinare congregațională. Cântați! De ce nu ne și rugăm împreună, deodată, pe același considerent? Și la proclamarea cuvântului, dacă ei, de exemplu, hai să luăm Fapte 2 cu 42, da? Ei stăruiau în învățătura apostolilor, da? Menționează înfrângerea pâinii și așa mai departe. Dacă ai în rugăciuni, dacă ar trebui să stăruim înfrângerea pâinii, cum interpretează unii acolo stăruința în rugăciune, adică în mod continuu, da? Ne-a rugat toți în mod continuu, că nu stăruie numai unul singur, la plural, ei stăruiau. Asta înseamnă că facem o stăruință în rugăciune. Asta înseamnă că la fel ar trebui să stăruim înfrângerea pâinii. Imaginați-vă după o stăruință înfrângerea pâinii ce iasă, da? Cu vin și cu pâine, ce stăruință s-ar face acolo, nu? Cred că fiecare element trebuie interpretat și trebuie văzut prin tot ce spune Sfânta Scriptură despre cântare, tot ce spune Sfânta Scriptură despre rugăciune, tot ce spune Sfânta Scriptură despre predicare, nu? Nu ai luat o declarație generală și te aștepți să fii înțeles tot, toată învățătura biblică despre rugăciune din Fapte 2 cu 42. Nu e aia toată învățătura. Nicăieri nu te poți duce după aceea și să vezi că ei începeau să se roage și 40 de minute nu s-o preau după ce strigau toți odată împreună, da? Nu găsești nicăieri modelul ăsta.
Chiar dacă ai interpretat versetul ăla 2:42 și niciodată n-a fost interpretat versetul ăla așa până de curând când s-a introdus practica asta din cine știe ce motive, da? Niciodată n-a fost interpretat așa. Acum spunem, nu, asta e înțelegerea normală a textului, clară a textului. Nu, asta e înțelegerea distorsionată, deformată a voastră asupra textului, care pentru voi, întunericul vouă vi se pare lumina acum. Asta este cu totul altceva. Dar ca să răspund pe scurt, nu un singur verset îți spune totul despre forma în care să faci lucrul respectiv. Da, și sunt foarte multe versete în Sfânta Scriptură despre rugăciune, care ne dau de înțeles, de exemplu, care este scopul rugăciunii în congregație, da? În primul rând, ne dă de înțeles că scopul rugăciunii din nou trebuie ca să fie, sau forma rugăciunii trebuie ca să fie ancorată în Cuvântul lui Dumnezeu. Uitați-vă la modelul rugăciunii a Domnului Iisus. După aia vedem, de exemplu, că rugăciunea congregațională are foarte mult de a face cu congregația. Apostolul Pavel, când comentează problema de la Corinteni, unde ei se rugau probabil așa simultan, dar nu din cauza că ei aveau o teologie care au înțeles, măi, Domnul așa vrea să ne rugăm toți deodată, și din cauza că se rugau, nu începea și bolborosea în limbi, altul zicea, bă, dar ce, eu sunt mai slab ca ăsta, să ruga și ăla, și la un moment dat se face un haos. Și să fac două observații de Apostolul Pavel. Dacă intră cineva în mijlocul vostru și aude asta, nu va spune că sunteți nebuni? Răspunsul e da. Și după aia să mai face o observație, da? Ironic, zic eu, dar citiți și este clar, Apostolul Pavel este un maestru a ironiei, da? Eu cu fratele Andrei suntem pui. Vine și spune, tu te rogi foarte frumos, dar dacă fratele tău nu poate spune amin. De ce nu poate spune amin? Pentru că nu e inteligibil ceea ce spui tu. Acum, dacă eu încep și vorbesc, da? Ideea e, eu trebuie să transmit ceva, să spun ceva, voi să puteți ca să auziți și să afirmați. Asta e ideea rugăciunii congregaționale. Dacă eu acum încep și zic o rugăciune și fratele Andrei începe și vorbește și el și fratele vorbește și el și vorbiți toți, la ce pot spune amin? La ce pot spune amin? Deci eu de multe ori când sunt rugăciunile astea unde se roagă toată lumea și la final se zice un amin de la amvon și zic, mă, dar la ce ați zis amin? Pentru că tu nu știi pentru ce s-a rugat fiecare. Tu nu știi dacă ăla, a treia persoană lângă tine, îl blestema pe Dumnezeu. Corect. Tu n-ai habar. În ce te-ai unit, da? Cu persoana respectivă. Deci atunci când ne rugăm, noi vorbim lui Dumnezeu, congregația, cei care asistă, trebuie ca să înțeleagă ceea ce se spune, să judece, să fie zidiți dacă este după cuvântul lui Dumnezeu, să afirme, să se unească. Lucrul ăsta e imposibil dacă toți vorbim deodată. Nu e inteligibilă, nu face sens. Ca tare, o formă a rugăciunii simultane, da? O formă a rugăciunii unde ea e simultană, face nulă intenția elementului. Înțelegeți? Pe lângă asta, în Biblie avem înregistrate pentru noi rugăciuni. Da? Când se rugau. Unele dintre rugăciuni sumarizate pentru noi. Păi de unde? Dacă toți lumea vorbeau așa și s-auzea, de unde știm ce se rugau ei? Nu! A existat o rugăciune. Poate s-au rugat pe rând, poate s-a rugat doar unul reprezentativ, da? Dar ideea e că a fost o rugăciune care s-a rostit acolo. De ce în cântare nu-i nevoie de asta? Pentru că în cântare toți proclamăm același lucru. Există o cântare gata scrisă, un psalm sau o cântare. Și toți spunem același lucru. Deja înțelegem ce vom spune și afirmăm și proclamăm tot același lucru. În rugăciune e necesar să auzi ceea ce vei spune. La fel cum în predicare este nevoie ca să auzi cuvântul proclamat, să-l judeci și după aia ca să poți să-l afirm dacă este după cuvântul lui Dumnezeu. Dacă voi toți ați vorbit în timp ce eu predic, da? Elementul predicării ar fi nul, pentru că nimeni nu m-ar putea înțelege. Pur și simplu. Deci eu vorbesc, voi toți vorbiți. La final când mergeți acasă, trebuie despre ce a fost predica. Nu știu. Nu știu. Că noi toți vorbeam în timp ce el predica și eu n-auzeam nimic inteligibil. Deci să nu facem așa niște confuzii de genul, da? Elementul, până la urmă, impune o formă ca să fie fidel forma față de element. Și dacă forma neagă intenția și scopul elementului, forma aia nu-i bună. Și ar mai fi o sumedenie de argumente și poate dacă, nu știu, beau suficientă cafea, voi scrie un articol pe asta. Am avut atâtea discuții despre asta cu pentecostali și carismatici. Dacă întreb pe ei de ce se roagă în felul ăsta, n-au răspunsuri teologice. Da? Au răspunsuri din tradiție, au răspunsuri din obicei. La un moment dat când cresc bisericii și sunt mai mari, au răspunsuri practice. Păi cum ne-am putea ruga toți pe rând dacă suntem 500? Din nou n-ai înțeles scopul închinării congregaționale. Da? Scopul închinării congregaționale nu e ca fiecare neapărat ca să zică oful lui sau partea lui. Da?
atunci trebuia să pui întrebarea, cum putem predica toți? Păi nici nu trebuie să predicăm toți. Da? Există niște oameni care trebuie predicați, există un conținut care trebuie predicat și așa mai departe. Deci, din nou am pornit cu stângul. Dar e o discuție foarte largă, dar luați doar atât. Nu faceți confuzie între element și forma. Elementul prima dată dictează forma, nu te duci la formă la element. Și în cazul ăsta, elementul rugăciunii congregațional, nu rugăciunea de la tine de acasă în debaraua ta, acolo, și acolo, te rogi numai tu înainte lui Dumnezeu, deci tot de unul singur. Elementul congregațional de rugăciune necesită ca el să fie înțeles încât să-l poți afirma. Și asta nu se poate face când 500 de oameni se roagă odată, nu se poate face nici când 2 oameni se roagă odată. Dacă fratele Andrei acum ar începe să vorbească peste mine, s-ar pierde tot. Da, deci dacă te uiți pe textul din Corinteni, cum să sumarizez, dacă te uiți pe textul din Corinteni, față de cei din adunare, ești fără de folos când te rogi, că el zice trebuie să răspundă la rugăciunea ta, el se așteaptă Pavel, față de principiul pe care îl stabilește Pavel în Corinteni 14 și repetă de, nu știu, 4, 5, 6 ori, nu știu de câte ori, să fie spre zidire. Spune dacă are aia, să se facă spre zidire sufletească. Dacă începe să ne rugăm toți 40 minute acum, să faceți spre zidire sufletească, a cui? Spuneți spre acelorlalți să fie. Cum aduci tu zidire sufletească? Față de ceilalți din afară, care sunt necredincioși, spune trebuie să aibă toată închinarea sens. Toată închinarea trebuie să aibă sens pentru el, da? Dacă nu, el o să spună că suntem nebuni. Uite, nu mă înțelegeți, că acum eu vorbesc peste el. Contraargumentele este ceva de genul. Dar eu mă zidesc când ne rugăm toți odată. Zidește-te acasă. Și încă mă zidesc mai bine, pentru că dacă ne rugăm pe rând și aude fratele meu ceea ce mă rog, nu-s liber ca să zic în fața Domnului tot ceea ce vreau ca să zic, da? A, deci de ce nu ești liber? Păi mi-e frică că o să mă ajute. Nu pot mărturisi păcatul și să mă audă fratele. Nici n-ai înțeles care e rolul mărturisirii păcatelor. De aia trebuie să-l mărturisești în congregație, să audă fratele. Da? Să se roage pentru tine. Să meargă și el înaintea Domnului ca să ceară ajutor față de păcatul tău. Să fie eliberat de păcatul ăla. Să vegheze asupra ta. Etc, 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 etc. Da? Sau dacă ai căzut în probleme grave, nu mai ai de mâncare. Și cer Domnului ajutor că îți trebuie o franzelă. Important, nu numai ca să zic amin, să vină să aducă fratele o franzelă. Da? Deci există tot felul de motive pentru care lucrurile astea există. Și noi le negăm și le spulberăm cu exact contraargumente care arată că noi n-am înțeles. Deci tot timpul am avut discuții astea. Păi eu nu pot ca să mă rog și să mă aud toată biserica, n-am libertate să fac asta. Păi tu ai o problemă mult mai mare. Tu de fapt nu ești în părtășie cu oamenii ăia, nu există o părtășie frățească dacă n-ai libertatea în fața lor. Dacă tu știi că adunarea respectivă te va judeca, adunarea n-a înțeles ce înseamnă părtășia frățească, n-a înțeles ce înseamnă să vă purtați poverile, n-a înțeles ce înseamnă să vă mărturisiți unii altora păcatele, etc., etc., etc. Da? Dacă nu știi nevoile adunării, iar n-ai avut, zici, dar nu știu ce să mă rog pentru adunare, că trebuie să faci o rugăciune care să reprezinte nevoia adunării. Înseamnă că n-ai părtășie frățească, dar asta nu te poți ruga în numele adunării sau să reprezinți adunarea. Uite, luați rugăciunea și cântarea să vedeți că se diferențiază. Ar spune cineva din exterior, un păgân, că suntem nebuni dacă cântăm toți odată? Nu, dar dacă spunem fiecare ceva diferit, ar spune că suntem nebuni. Luați cântarea, dacă cântăm toți odată, iese zidire sufletească pentru noi toți de aici? Da, dacă ne rugăm toți odată, fiecare cu ideea lui, ne putem zidi prin rugăciunea celuilalt. Nu vedeți că Brian Chappell, citeam azi noapte cartea pe care mi-a dat-o fratele ieri, Brian Chappell spunea, elementul formează containerul sau cadru. Da? Evanghelia ne învață ce liturghie să avem. Evanghelia înseamnă Dumnezeu, căderea omului în păcat, Iisus Hristos, pocăința noastră, viață nouă, așa rânduim liturghia. Evanghelia creează propriul container, da? Propriul cadru prin care se duce. Elementul, cum s-a spus deja, elementul cântării în sine îți arată logic cum trebuie să funcționeze. Că noi forțăm ca să distorsionăm lucrurile astea, asta e cu totul altceva. Cântarea, când e cântată împreună, arată unitatea trupului Domnului Iisus. Cina, când este dată tuturor, arată unitatea trupului Domnului Iisus. Predicarea, când se face la toți, arată unitatea trupului Domnului Iisus. Toți vrem lucrul ăsta. Rugăciunea trebuie să reprezinte, de asemenea, ca toate celelalte elemente, unitatea trupului Domnului Iisus Hristos. Da? Putem să distorsionăm, din păcate, în fel și chip elementele astea. Trătează și o lipsă de atenție la textului. Spune că dați o cântare nouă. Da. Nu există aceeași poruncă pentru rugăciune. Decât dacă o poți spune împreună. Și sunt cântări în care ne rugăm de unul. Dar e greșit, zice, voi vă rugați toți odată sau de unul singur? Noi nu ne rugăm de unul singur. Deci eu când încep să mă rog, frate, nu spun. Ai terminat? Da. Nu, eu nu mă rog de unul. Noi ne rugăm congregațional. La noi când se roagă cineva, frații spun amin, slavă Domnului. Dacă nu spun frații, înseamnă că ori dormi și nu sunt atenți, ori nu sunt de acord. Deci noi ne rugăm congregațional. Apropo, des se întâmplă,
Dacă vine, de exemplu, cineva din afară și începe și rostește o rugăciune eretică... La noi se simte foarte. Auditoriu tace. E liniște. Instant. Adică nu poți să... Și cel care se roagă își dă seama, v-am călcat pe bec, ceva nu e ok. Oamenii ăștia nu sunt aceeași linie cu mine. Sau dacă spune numai unul amin, după aia îl întrebăm. Auzi, tu crezi vreo doctrină diferită de a noastră? Deci, frate, următoarea. Cum explicați abordarea din bisericile tradiționale evanghelice, potrivit căreia corurile cântăreții sunt considerați leviții din timpurile în care trăim? Nu sunt. Întreabă... Ce prevede în Scriptură care desfințează această abordare? Noul Testament desfințează prin absența lor. Deci asta e o întrebare care desfințează principiul regulativ. Da? Dar dacă te uiți în bisericile tradiționale, ei merg... E foarte, de pentru mine e foarte ciudat și ăsta e modul în care discut. Voi criticați bisericile contemporane sau carismatice că fac lucruri pe care Biblia nu le poruncește și două ore, în afară de 20 minute sau 25 minute de discurs moralist, terapeutic, deist, două ore faceți ceva ce n-a poruncit deloc Biblia. Deloc. Da? De ce îi criticați pe ea? Că voi faceți altceva, dar pe același principiu ca al lor. Așa au fost acum 80 de ani. Mergea fanfara la mormântare. Bun, nu mai suntem la mormântare... Lăsați-o, gata, o trecut, scoateți-o afară, da? Cântați cu ea unde vreți, faceți cenaclul religios, repet, faceți concerte, faceți, nu știu ce să faceți, închinarea este altceva. Este altceva. Din punctul meu de vedere, desfințate total. Este un cadru pentru ele, alte cadre, sigur că sunt alte cadre pentru ele. Cu siguranță, dar nu pentru închinarea adunării. Nu văd de unde din Biblia ai putea să... produci pentru a arăta din Noul Testament că se face așa ceva. Da. Nu văd de unde. Mergeți la filarmonică să nu fiți în cult. Da? Vă recomand. Mergeți la filarmonică. Mergeți la teatru. Citiți cărți în afară de Biblie, etc., etc., etc. Da? Dar când e vorba de norma care ghidează viața bisericii, Scriptura. Da? Scriptura. În biserică ești în cult dacă ești nebiblic. Asta e. Dar nu să hermeneutic, iar e o problemă de hermeneutică, nu? Nu poți impune închinarea sau viața poporului Israel, care era o teocrație, să o impui asupra bisericii. Nu se poate, este o greșeală fatală. Deci este o greșeală fatală. Faci ce fac adventiștii. Sau faci ce fac ăștia care zic că suprapun tăierea împrejur cu nașterea unui copil și țin tot felul de ritualuri și de prin Vechiul Testament și tot felul de lucruri care nu au... În fine, e o greșeală hermeneutică. Deci pornești de la Vechiul Testament, am discutat, cred că, despre asta. Pornești de la Vechiul Testament și impui ceva dintr-o teocrație, unde viața socială, familială, cu cea religioasă erau combinate și o impui asupra bisericii. Ceea ce este fundamental greșit.